Hai să, adică cred, nu știu. În momentul relansării economice economiei românești. Da, dar economia s-a relansat, dar vezi că și atunci era o groază de bine, nici ca acum, dar și atunci era o groază de chestii care nu erau normale. Adică, cum să spun, știi că, dar ce îmi spune lumea acum care pe mine asta mă mișcă cel mai tare, că vezi că acum, dacă pui în balanță, sunt mult mai multe nasoale acum decât bune, decât erau atunci. Când, când spunea, am fost într-o emisiune și spunea lumea, da, dumne, dar libera circulație. Pe cine pleacă acum în foamea asta de la țară? Cine, dar cine nu interesează pe aia pașaportul? De pașaport beneficiază toți câțiva din orașe, intelectualii, băieții care se descurcă și ăștia. Dar ce la țară pleacă cineva că n-au bani? N-au bani, dar n-au ce bani, să plece. Și cu ce să plece? E, pleacă la muncă acolo. Eu nu vorbesc de muncă, domne, să pleci, să te duci, să te distrezi. Lasă munca, asta că pleacă la muncă și le mor copiii pe aici, arși în case sau în nenorocile care se întâmplă. Ce asta e plecare? Dar uite așa ca mentalitate. Tu vezi că filmele lui Sergi Nicolaescu, și nu mă refer numai la alea cu comisarul Moldovan, la comisarul Miclovan, Moldovan, mă rog. Și Miclovan și Moldovan. Așa, cu mâinile curate era Miclovan și după aia a fost Moldovan. Dar peste tot Andrei, nu? Da, că el era, da, el avea cu Andrei asta, nu știu. De fapt, vibră cu lui. Comuniștii au fost, în filmele astea comuniștii au ciudate tot timpul, secretarul de partid sau erou, ba, îl chema Andrei, ba, Pavel. Ori a toar și Pavel, ori era Andrei. Nu știu ce au avut ei cu Andrei și Pavel. Dar altceva vreau să zic, că vezi ce audiență colosală fac chiar filmele alea cu comuniștii. Deși, în mod normal, generațiile care se uită la televizor, în momentul ăsta, unii nici n-au cunoscut comunismul. Uite că tu își fac audiență. De ce? Nu cumva pentru că ceva îi mișcă pe oameni. Și uite, vezi că foarte mulți tineri sună și vor să se intereseze de perioada respectivă. Părerea mea este că știi cum e cu fructul interzis? Când toți spun că n-a fost, că a fost, că nu știu ce, și merg și pe stradă și întreabă pe părinți, băi, cine a făcut asta? Păi el a făcut ăla. Cine a făcut metrou? Păi l-a făcut ăla. Cine a făcut tolitoralul? Păi l-a făcut ăla. Cine a făcut Transfăgărășanul? L-a făcut ăla. Cine a făcut toate blocurile prin București? Păi l-a făcut ăla. Cine a făcut cea mai mare casă din România, care e din casa Polului? Europa, a făcut ăla din Europa. Lumea, cine? Doua. Și atunci au tânărul se gândește, stai mai puțin, pe ăsta a fost chiar idiot, adică cum când te uiți la niște retardați din alte posturi, să că n-am voie să le zic așa, care au ură aia, cum am fost eu cu asta nu pot să tot timpul și exemplu meu, când am fost eu în emisiunea aia cu istoricul ăla, pe cum să fii istoric să spui niște criminali, nu discut, niște criminali, pe ce mai vii bă cu mine în emisiune, nu? Ca așa pot să spun și eu. Cine, și plecă... Marius Oprea sau cu cine? Nu, domne, unul care îl chema ca pe mine, Niculescu, unul gras cu o barbă și numai așa vă ce-a zis, stai mă puțin, pe argumentează. Nici nu-i știi, pe ce aia, pe... Și atunci omul vede, stai mă, niște criminali, pe criminalul ăla toată lumea avea servici, părintele meu îmi povestea că copiii la facultate, mașină, casă, un muncitor cumpăra. Asta mi-a dat-o mie la un chioșc. Aveam un chioșc pe Moșilor. Și o caterincă mare, cu toți bețivii mei noaptea, băutură, râsete, vis-a-vis de Odobești. Și vine un muncitor și spune, domne, ești băiatul ăla, da, domne, și râde așa, așa. Zic, da, domne, și zic, eu zic, foarte bine ce e acum, mă, mâncava-și gura, așa vă trebuie, nu știu ce, nu știu. Și a zis, uite care este chestia, domnul Mizil. Domne, eu eram muncitor din ăsta, care făcea fiare. Fierar betonist. Nu am fost prea mult pe șantiere, deci nu știu exact. Și spunea, domnule, eu atunci aveam casă, la fata mea, am ținut-o la facultate, i-am luat casă, i-am luat mașină, pe muncă cinstită, munca mea. Acum, nu pot să-mi plătesc cânteținerea la 2-3 camere. Și mi-a pus pământul în gură, exact ca eu cu ăștia. Păi stai, bă, că eu m-am îmbrăcat cu dolce, plec, Roma, Milano, Paris, hau, bau. Păi da, dar zic, cât sunteți? Noi ăștia alții ceva ce. Vezi, și aici e toată problema. Și atunci omul se întoarce atunci și vede ce spune ăla și vede ce aici. Și așa, numai că e curios să vadă ce a fost atunci. Pentru că ei, dacă vreau să fac o chestie, trebuiau să vină niște istorici adevărați să spună, bă, asta a fost perioada aia, mă. Ăla pe politică externă a omorât lumea. Da, l-a rupt tot. A rupt totul. Că pe aici a fometat, e adevărat, să-și plătească alea, că nu erau alea, că nu erau alea. Dar a avut părțile astea bune, a rupt totul. Păi frate, stai o secundă, Mihai Viteazu, ca să facă unirea, a legat țăranii de glie, a spoliat țara de toți mai și a angajat mercenari cu care a câștigat bătăliile celebre. N-au câștigat, nu prea au câștigat românii pe acolo. Da?
Deci, ca să faci câte ceva mare, cum a făcut ăsta, marea economie românească, ce spui tu, toate șoselele, toate astea, toate... Sigur că a făcut și sacrificii, până la urmă, n-am urmă, că uite, bun, după... Să avem un telefon, să discutăm după aia, da, și da, de bună seara. Astea. Alo? Alo, vă salut. Bună seara, domnul Serghei. Bună seara. Nicolae, sunt din Câmpul Omușel. Ia uzi. Da, Nicolae. Mă simt foarte onorat să vorbesc cu dumneavoastră. Nu trebuie să ne simți onorat, că eu sunt un om ca toți oamenii, deși răspund la oricine, nu... Da. Da, da, am observat. Eu vă urmăresc pe RDS, pe canalul 6, 7 TV. Da. La ce sunteți abonat în Câmpul Lung? La care dintre rețele? La Pristabu sau la Pristabu sau cu la ce sunteți? Nu, la RCSRDS. Direct pe RCSRDS. Muscel, da. TV prindeți? Muscel TV? Da. Nu mai prindem, nu mai, asta e numai la acta. Am înțeles. Da, da. Iar m-a făcut să nu vă țin prea mult, că nu știu ce să vă spun, dar bună seara și domnului Dragoș Dumitriu. Bună seara. Că am avut o mare onoare să dau noroc cu dumneavoastră acum la ultimele alegeri. La ultimele alegeri, da. Da, eu vă aud, nu știu, vă aud mai greu. Nu, te auzim bine pe tine, te auzim perfect. Vreau, referitor de uzina Aro, că la noi au lucrat 11 sau 13 mii de angajați. Da. Au fost. Am mai avut un combinat aici, CFS-ul. Grulenul. Unde lucrau vreo 7 mii de angajați. Grulenul, minele... S-a întâmplat la Cluj, acum un an, cu fabrica Nokia, unde erau 2000 de angajați și am înțeles că s-a întrerupt și trebuia să le găsească neapărat o altă firmă să vină să lucreze acolo. Ce făceau, doamne, acei 2000 de angajați? Dar la noi s-a gândit cineva vreodată că au fost 11.000 sau 13.000 de angajați, numai la ARO. 15.000 de angajați a avut ARO în... Și acum ce e? Zonă moartă, da? Acolo? Acum nu mai e nimic de lucru, nu? Păi nu mai e nimic. Nu mai e nimic de lucru. Eu spun sincer, știi că în 2008 am candidat la primărie la Câmpul Lung. Da, chiar mă știu foarte bine. Chiar mă gândeam... Credeam că se poate ceva. Acum și dacă m-ar ruga cel mai puternic partid să candidez la primăria Câmpul Lungului, n-aș mai candida. Pentru că mie mi se pare o zonă în care situația a fost adusă în așa hal încât nu se mai poate face nimic. Îți spun sincer, cu tot optimismul meu, cu toată nebunia din capul meu, dar eu nu cred că într-o zonă cum e Câmpul Lungul se mai poate face nimic. Dar de ce au avut boală să distrugă zona? Nu înțeleg. Nu știu. Bine, a fost o zonă... industrială, puternică. Deci au avut ARO Câmpul Lung la un moment dat cu 15.000 de lucrători, au avut Grulenul, cea mai modernă întreprindere de fibre sintetice, cu 7.000, aproape 8.000 de lucrători, dacă nu mă înșel. Minele din zonă, multe. Cum? De fire și fibre sintetice. Da, Grulenul, asta zic. Cartierele care în momentul de față, cartierele erau dedicate, cartierele de blocuri, ridicate și dedicate acestor uzine. Sunt vraiște, e sărăcia de pe lume. Este, tu cunoști Azuga bine, Serghei. Și știi că și Azuga este în bună parte, cel puțin în orașul vechi, nu în satul nou, numai ruină. Numai ruină, da. Ei, și mă întrebau băieții, prietenii mei din Azuga, domnule, că știau că eu candidez la Câmpul Lung, domnule, cum arată, cum e Câmpul Lung ăsta? Păi zic, e un oraș frumos prin clădirile vechi și prin istorie și așa mai departe, dar zic, închipuiți-vă o Azugă de 10 ori mai mare și de 2 ori mai săracă. Deci, nu, efectiv, n-ai ce să faci. Este nebunie. Na, na. Iar conducerea județului, deși este din zonă, cu președintele Consiliului Județean e de acolo, tot timpul așa, nu e de acolo, mă rog, e din Mihăiești, tot din Muscel. Da, știu, efectiv, parcă n-a vrut să facă ceva pe zona aia. Nu știu, a avut așa o boală. Drumul, să vezi drumul între Câmpul Lung și Pitești, te apucă groază. Deci e Kosovo curat.
Kosovo. Noroc că s-a dus Pontea până la, la... L-au chemat ăștia de la Renault, la Mioveni, și s-au făcut aia 15 km până la Mioveni. Imediat când vine cineva, pun mâna și fac și... Da, da, și așa a fost nevoie de intervenția dură a franțuzilor care au amenințat cu plecarea, pentru că știi că e vorba ca uzina Renault de la Mioveni să, da, se mute la, să se mute în Maroc. Au o ofertă mult mai bună acolo, o studiu de piață indică o mână de lucru mai ieftină, condiții mai bune și așa mai departe și așa mai departe. Și s-ar putea să avem această imens de neplăcută surpriză să se mute Dacia, Logan-ul, să se mute, la, să se mute în Maroc. Și ne noi rămâne, să rămânem cu... Ne rămâne și nouă, ne, o să ne rămână speranța următorii încă 3 ani. Așa. Știu și eu. În orice caz, eu o să-l aduc pe domnul Cotescu aici de mai multe ori. Vreau să fac împreună cu dânsul emisiunea aia pe care eu am promis să fac la OTV, o emisiune, o elodie așa despre Aro, o emisiune cu vreo 100 de episoade și Serghei a fost primul care mi-a zis, dar de ce nu o faci aici? Și mi s-a părut o idee foarte bună în fond și asta, o să aduc pe domnul Cotescu și pe alții, pe Cătălin Butoiu, pe, mă rog, domnul Apostu, evident, că domnul, chiar acum am spunea domnul Rădoi de la Metrorex, unul dintre cei mai importanți lideri sindicali din țară, îmi spunea cât de prieten și cât de mult ține la domnul inginer Apostu, care e o figură pe care eu o respect și o voi respecta întotdeauna. Da, da. Liderul sindical de la Aro, știi? Oricum, am citit și în ziare și am văzut că dumneavoastră s-a ocupat foarte mult și pentru revenirea salarii. Nu, pentru salariile compensate, da. Până se închidă atunci. Da. Așa și este. Multe. Așa este. Și m-a bucurat că au recunoscut-o și liderii sindicale. Asta chiar a fost o bucurie pentru mine în tot amarul ăsta al politicii. Da, asta e ce sunt. L-a aplicat din prima acum cu regionalizarea, nu mai. Nici nu mai visăm așa ceva. Mai visau bătrânii noștri. Da, asta este foarte greu, dar vă gândesc că zone din ce în ce, zone care mergeau, dom'le, care făceau, le-au distrus, eu nu înțeleg de ce. Eu nu înțeleg de ce distrus ceva care a fost bun, dom'le. Vă rog să mă iertați, vă mulțumesc din suflet că m-ați acceptat și că... N-ai pentru ce și oricând sunteți... Urmăresc emisiunea dumneavoastră cu multă plăcere. Oricând sunteți bineveniți și o să înceapă și emisiunea lui Dragoș de la 8 și o să mai mult o să stați pe acest canal. Da, mai ales că o să vorbim mult despre Câmpul Lung. Urmărim, mai ales și ce mi-a zis și domnul Dumitriu pe OTV, dacă faceți un serial. Îl facem aici? Nu, facem aici serialul. Aro. Aici îl vom face. La noi îl facem. Pe 6 TV, da? Păi, OTV-ul... Perfect. Bun. Bine, la revedere. De săptămâna viitoare atunci pot sănătate, bun, numai bine. Doamne ajută. Bine făcută, sănătate, numai bine. Numai bine. Deci de săptămâna viitoare o să fie aici, nu? Și cu, să vedem și cu cei de la Aro, cu toate astea, de să începem o anchetă la lung, pentru că merită. Merită. Chiar dacă o să simtă atinși chiar și prietenii noștri. Asta e. Dar unde nu înțeleg de ce au distrus, nu știu, pe cuvânt, pentru mine asta a fost o inimă. De ce să distrui niște chestii care mergeau? Păi, Serghei, după mine, și eu am stat și m-am gândit. Până la urmă, explicația asta în firea omului. Omul lăsat liber distruge. Omul lăsat liber este, cum să spun, ca un copil mic. Păi un copil mic. Un copil mic, dacă îl lași singur, să-l duce la școală sau să duce la, mă rog, asta tu știi mai bine, la băute, la șpriță. dar e problema că, eu zic că ăștia l-au distrus cu capa, adică vezi că-s distruse temeinic. Nu, nici pomeneală. Am mai zis eu, la Zuga mi-au furat două biciclete în valoare de 50 de milioane de lei împreună. Și le-au vândut dobitocul ăla care mi l-a furat, le-a vândut cu 600 de mii de lei. În capul lui a ta minte de cretin a fost încât s-a îmbogățit el cu 600 de mii de lei, dar mie mi-a făcut pagubă de 50 de milioane. Da? Asta s-a întâmplat și cu economia românească. Nu a fost. Uite, fii atent aici, că de exemplu eu am avut fabrică de băuturi alcoolice. Așa, deci sticle se făceau la Zuga. Care era fabrica de sticle. Da. Și singura fabrică de borcane din țară. Aurasiu.
Da. La un moment dat n-aveam Cătălin nisip, Chieu, noi aduceau Cătălin... nisip din Bulgaria. Da. Mă dă o dracu, n-aveam noi nisip românesc, acum trebuia să aducem nisip din Bulgaria. Au terminat-o și pe aia. Și eu importam sticle din Bulgaria, bă, este incredibil, bă, țara noastră. Au ras fabrica aia de la Zuga, că m-am dus prima oară acolo, că am mers așa. Mă, de ce ras o fabrică ca să ce, că toată lumea, după aia toată lumea a mers în Bulgaria. Și bulgarii da. Făceau și ce acum vreau le iau de Moldova. Acum eu de unde eu. Dar de ce să razi ceva care, cum să spun, dacă razi ceva care nu merge, bă, e în regulă. Sau și că, dar nu avea nimeni, eram toți producătorii, că înflorise afacerea cu alcoolul în România, în care s-au câștigat bani grei, frumoși, bani frumoși. Și erau mii de sticle care, de ce să razi, care noi nu putem, noi nu făceam față.